Cadouri pentru copiii din Centrul Maternal al Direcției Generale de Asistență și Protecție a Copilului Gorj. Președintele Fundației Tudor Vladimirescu, fostul deputat Dan Ilie Morega, nu a uitat nici de această dată de prichindeii aflați sub protecție socială. Mai multe daruri au ajuns la ei cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Ca de fiecare dată cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, domnul președinte al Fundației Tudor Vladimirescu, Dan Ilie Morega, a organizat o serie de acțiuni atât aici în municipiul Târgu Jiu, cât și în zona Padeșului. Dar 150 de pachete au mers către micuți și credem că le-am adus un zâmbet pe echipul lor. În numele copiilor de la centrul nostru, eu aș vrea să mulțumesc domnului Morega pentru că și în acest an, la fel ca și în anii trecuți, nu a lăsat să treacă nemarcată Ziua Copiilor și s-a gândit să le oferă o bucurie copiilor noștri, care cu siguranță sunt bucuroși de fiecare dată când cineva se gândește să le facă un cadou, indiferent în ce constau ele. Câți copii mai aveți în centru? În centru de zi avem 9 copii în acest moment, iar în centru maternal avem 5 copii cu 3 mămici. Pachetele cu dulciuri au bucurat pe cei mici, mulți dintre ei fiind tentați pe loc să guste din darurile primite.